Mario, da, tă. Creatură urâtă și mare ce ești. Ok, ok, a ajuns geyserul sub el. Se întâmplă ceva, am ghicit corect. Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Shadow of the Colossus. N-am mai postat de mult videoclipuri din această serie, dar am revenit după o pauză de aproximativ 4 luni. Inamicul nostru este, de această dată, Pasaran, care, în urma descrierii lui Dormin din episodul trecut, am concluzionat că este un fel de țestoasă. Vom vedea. Acum urmează să folosim cel mai performant aparat GPS al momentului, sabia, pentru a vedea unde este. Pare să fie în direcția aceea. Hai să le iau pe Agro să vedem ce se întâmplă. Agro! Trece aici. Așa. Drumul acesta seamănă cu cel pe care l-am făcut când am vrut să ajungem la Gaius, cel de-al treilea colos. Găsiți link la playlist-ul cu videoclipurile mele din Shadow of the Colossus în descrierea acestui episod. Uite-l și pe Quadratus mort. Așa. Trebuie să continuăm să vedem direcția. Așa. N-am mai fost pe acolo și văd un fel de ceață și asta nu-mi convine. Pentru că pe ceață s-ar putea să nu pot să-mi văd dinamicul. Depinde de dimensiune. Așa. Ok, oprește-te, Agro, că s-ar putea să... ok, deci este aici o râpă de care ar trebui să trec. Și văd acolo un pod, hai să-l folosim. Ok, e clar, nu-mi convine că e ceața asta, dar n-am ce face în privința asta. Deci se pare că ne luptăm pe ceață. Ok, încetinește. Ceva îmi spune că o să iasă din peștera asta. Stop! Ok. Ok. Agro, stai cu spatele și fii pregătit să fugi. Uite-l și pe Pasaran. Al nouălea colos. Ok. Să ne uităm la el și să ne gândim cum am putea să-l abordăm. În primul rând, e mare și în cel mai probabil nu are blană pe picioare, deci nu o să pot să folosesc acea strategie pe care am folosit-o la alți coloși. Da, uitați, n-are blană pe picioare.
Habar n-am unde este punctul sensibil. Pentru că depinde de punctul sensibil. Și n-am nici lumină aici, deci nu pot să-mi dau seama. Este pe cap, se pare. Deci înseamnă că trebuie să mă cațăr pe el. Cum? Picioarele alea, chiar dacă sunt de piatră, ar trebui să poată fi cumva ridicate sau, nu știu, să le pun în astfel poziție încât să pot să fac ceva. Cum am făcut la Quadratus, de exemplu, că i-am tras în picioare și a căzut. Acum, din câte văd, picioarele sunt acoperite, prin urmare, ar trebui să-i răstorn picioarele cumva. Nu am cum să fac asta decât cu ajutorul, din câte se pare aici, a unor geizere, pentru că altfel de ce ar fi. Așa că o să încerc să-l pun sub un geizer să vedem ce iese. Aici. Așa. Se pare că trage după mine și asta nu e ok, pentru că Agro, de ce ai simțit nevoia să mă blochezi acolo? Așa. Ok, hai la geyser, hai la geyser, hai la geyser. Hai odată. Creatură urâtă și mare ce ești. Ok, ok, a ajuns geyserul sub el. Se întâmplă ceva, am ghicit corect. Numai că trebuie să rămână geyserul sub el. Pentru că rafala aia n-a fost destulă. Așa că o să trag în el ca să-l fac să rămână aici. Ok, s-a activat geyserul, dar el nu-i direct sub el unde ar trebui să fie. Se întâmplă chestii. Se întâmplă chestii. I s-au ridicat picioarele din față. Dar nu i s-au ridicat cum vreau eu. Eu vreau să se vadă dacă are ceva punct sensibil la picioare. Ok, ok, se întâmplă chestii. I-a căzut piciorul ăsta. Hai să tragem în el. Și a mai căzut și ăsta. Hai să tragem și în ăsta. Și gata. Bun. Hai după el, repede, repede, repede. Pentru că este clar că nu o să rămână așa multă vreme. Ați văzut că i-am putut trage săgeată pe burtă, deci are blan acolo. Hai, 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 hai. Aici, aici, are blană, mă pot urca, mă pot urca. Sus. Sus, hai pe el, hai pe el. Pentru că el se răstoarnă la loc cum trebuie. Și atunci nu o să mai pot să mă urc pe el. Pentru că eu mă pot ține de blana asta. Nu mă pot ține când e cu sus în jos. Haide, haide, haide. Și sus pe el. Bun. Și acum stăm aici, că cel mai probabil se ridică la loc. Ține-te, ține-te, ține-te. Și bun. Este înapoi în poziție verticală. Sau cât de verticală poate fi poziția lui. Am căzut. Unde e geyserul ăla? Că mai trebuie să-l răsturnăm o dată. Nu e bine. A, uite-l. Unde e Agro? Agro! Treci aici! Am nevoie să fug de tine, să fug cu tine de colos. Am primit lovitura aia din plin. Pe el, pe el, pe el, pe el, pe el. Agro, bun. Și fuga. Bun, avem geyserul ăsta de care ne putem folosi. Așa că ideea ar fi să mă poziționez astfel. Uite-l, uite-l, uite-l. Da? Și el merge direct pe geyser. Și asta o să... Așa, 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 bun. Și pentru că i-am lovit deja picioarele, ar trebui
Mai trebuie încă o dată? Mă gândeam că dacă i-am lovit deja picioarele și că e destul. Au. Logical nu-l nimeresc așa. Gata. Jos. Bun. Pe care parte am nimerit? Pe partea cu... Ok, am nimerit pe partea cu capul. Asta e bine pentru că așa nu o să dea din coadă prea mult și să mă lovească. Așa. Sus pe el. Dubla 2. Hai că mai am destulă energie de stamina. De data asta nu o să fiu cumva și o să stau aici până începe să se miște ca să pot să apuc să mă cațără dincolo. Adică o să... N-am făcut ce trebuie. Cel mai probabil o să cad. Nu. Ai. De ce? De ce, universule? Gata. De două ori trei și avem gata accelerație maximă. Și... Așa. Aici avem geyser. Ok, stau aici guguț ca să mi se încarce. Păi așteptăm. Mă duc mai în margine pentru că poate ies din raza lui de atac și vrea să vină mai aproape ca să mă lovească. Ok, pășește pe geyser, către el. Și... Asta e cealaltă pereche de picioare pe care deja am lovit-o. Asta înseamnă că se răstoarnă... Deci, hai. Trecem pe sub picior. Sus. Pe corp, așa, și de data asta rămân agățat, dubla 3. Agățat, bun. Și stăm așa până se întoarce. Pentru că dacă eu stau așa și mă țin, ar trebui ca atunci când lovește pământul să nu primesc un șoc așa de puternic și să cad. Ok, sus pe el. Pe spate sau ce-o fi asta. Aici n-am de ce să mă prind. Așa că încercăm să ne controlăm. Hei, pe blană! Bun! Înapoi sabia. Și... Dă-i! Odată. Te mai scutura. De două ori. Haide. De trei ori. Cred că de 6 ori ar trebui să-l lovim, dacă îl lovesc cu aceeași forță. Poate chiar mai puțin. Bun, încă o lovitură și s-a dus. Haide. Îl aud cum face urât. Gata!
Ah. A fost ușor. Dar mai avem 9 din 16. S-au dus. Mai rămân 7. Ai ideea? Hai. Au. Not nice. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butoanele de like și subscribe. Vedem ce se întâmplă. Ok. Se duce basaran. Ok. Hai că mai avem coloși. Ok, ce are de spus Dormin despre următorul? Ok, ăla a fost un discurs interesant. Are ceva de face cu nisipul. Și din câte am văzut statuia aici, ceva șarpe sau pierme. Oricum, cred că a fost destul pentru acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și subscribe. Și ne vom vedea data viitoare. La revedere!